de vorbă cu marele fost fotbalist Ilie Balaci. Avem plăcerea de a-l avea aici într-un cadru superb la restaurantul Ciobănașul. Câteva impresii, pentru că finala s-a încheiat de puțin timp. Da. Sincer, proastă impresie. În fapt, am spus-o și ieri după finală. Cel mai interesant moment a fost pauza meciului, în care au fost focuri de artificii, jocuri de laser, da. Din păcate, pentru că totuși e o finală care în fapt ar trebui să te oblige. Poate frica, poate calitatea jucătorilor. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat. Cert că mie unuia nu mi-a plăcut. Cu toate că ce auzeam pe la radio venind în coa, că totuși comentariile au fost favorabile jocului. Rog. Față de ce a fost în campionat, cu siguranță sunteți un cunoscător, ați câștigat acest trofeu, dacă nu mă înșel, de 4 ori, și ați fost implicat în drumul mincii. Da, noi am făcut parte și din campania trecută, inițiată de Timișoreana. Și ne-a făcut plăcere, pentru că suntem, să zic, încă implicați în fotbal. Pe urmă, îți face plăcere pentru că ești, să zic așa, unul din preferații sau nominalizații acestei mărci de bere. Ați fost prezent în tribună, noi am văzut meciul de la televizor. Dacă pe teren n-ați avut mare lucru de văzut, în tribune lucrurile au fost așa de agitate cum au părut de la televizor? Au fost agitate. Vreau să spun un lucru, că eu nu înțeleg toate înjurăturile astea. Ori probabil pe timpul meu nu erau, ori nu le auzeam noi. Înainte de a-și veni la Costică, am fost să văd un meci de junior, 17 ani, Brașovul cu Vâlcea. Ce mi-a fost dat să văd, nu puteam crede vreodată în viața mea. 4 puștoaice, când degajea portarul, striga și mai departe, știți voi ce strigă galeriile de obicei. 4 fete. Sunt lucruri pe care, sincer, nu le înțeleg. Te uiți la fel și fel de campionate. Hai, o să zicem acum că nu înțelegem limba. Ba, o înțelegem. Și nu auzi trivialități din astea care se strigă la fiecare meci în campionatul românesc. Da, e o lipsă de valoare, de tehnică a fotbaliștilor din prezent în comparație cu cei care evoluau în România. În vremea noastră mergeam la un meci ca la spectacol. Era ceva extraordinar. Acum lucrurile parcă nu mai sunt așa. Spectacolul e doar pe marginea meciului, în pauză, cum spuneați, și după meciuri, datorită discuțiilor. Ce, da, în special după meci, când sunt discuțiile alea care sunt. Clar că e lipsă de valoare. Nu e valabilă chestia cu tehnica, pentru că un jucător valoros trebuie neapărat să fie și tehnic. Nu sunt, pentru că eu de 4 ani urmăresc campionatul nostru. Aproape, să zic așa, că nu mă scapă niciun meci. De ce? Pentru că stau mai mult la televizor. Sincer, după 4 ani, nu pot să spun, dacă o să-mi ceri, 3-4 nume de la fiecare echipă din România. Ori, dacă e să-ți spun acum, din 73, când am debutat, până în 86-7, când m-am lăsat, îți pot spune măcar 3 jucători de la fiecare echipă pe care am întâlnit-o. Ceea ce înseamnă că fiecare echipă la timpul ăla avea 3-4 jucători buni, să nu zicem foarte buni. Din păcate, azi nu mai este valabil. La finala de aseară ați avut și o favorită, știind că ați evoluat puțin și pentru Dinamo. În tribună s-a spus că lumea a fost împărțită în două, unii cu Steaua, alții cu Dinamo. Dumneavoastră? Eu n-am cum să fiu împărțit. Era clar că sunt suporterul Dinamo, pentru că voi nu știți, dar eu știu câte a făcut Dinamo pentru mine, și așa că era clar că, și este clar că a doua echipa mea, după Universitatea Craiova, e Dinamo București.
Nu pentru că aș avea ceva împotriva Stelei, departe de mine gândul. Dar înainte de toate mi-aș fi dorit să văd un fotbal spectaculos, două echipe care să riște, că în fapt, dacă nu riști, nu câștigi. Nu știu ce și-a dorit una sau alta din cele două combatante de ieri, să zic așa. Să ajungi la penalti, să-ți dorești, pentru că s-au marcat două goluri greșeli, inadmisibile de portar, și un autogol. Și aici să mă întreb, sau, mă rog, revin eu la ce întrebai tu înainte, nu tehnica e de vină? E sigur, e tehnica de vină, că acolo, normal, Barberan trebuia să degajeze frumos cu piciorul stâng, sau, ținând cont că nu ai piciorul stâng, de așa natură, încât să pot degajezi cu piciorul drept, nu înțeleg atacanții care stau cu spatele la poartă și nu înțeleg apărătorii care stau cu fața spre poarta lor. Ori, astea nu sunt lucruri care se aparțin antrenorului. Astea le înveți de când ești de seamănă cu Viorel. Vrem, nu vrem, trebuie să amintim și de Universitatea Craiova, pentru că se întâmplă un lucru nedorit în acest sezon, o retrogradare și, da, a doua oră, mă gândesc, sunt oameni care susțin Universitatea Craiova și la Câmpul Lung, iar mulți dintre ei se tem ca nu cumva Universitatea Craiova să ajungă în situația în care se află FC Argeș acum. Vreau să cred că nu, dar nu, nu se știe niciodată. Vina clară că aparține nu în totalitate proprietarului, lui Mititelu, dar și jucătorilor. Iar vina lui Mititelu e că s-a înconjurat, am mai spus-o de atâtea ori, s-a înconjurat de oameni care nu pricep fenomenul. Oameni care au avut un singur gând de a face de așa natură încât să ia cât mai mult de la Mititelu. Ce vină are el? Spuneam, el are vină că s-a înconjurat de oameni care nu se pricep. Dar altfel, ce vină îi putem găsi unui om care investește toată averea lui și a familiei lui, 23 de milioane, vorba, nu de mai puțin bani. Pe urmă, el, i s-au adus jucători, el i-a cumpărat. De ce? Pentru că nu se pricepe la jucători, cu toate că el zice da. Clar că nu se pricepe, a demonstrat. Aia de la un conjurat erau direct interesați ca să aducă jucători, să-i vândă, cum s-ar zice lui Mititelu, pe mai mult decât făceau. L-au, adică îi înțeles și pe ea, că să urmăreau propriul interes. Dar tu, antrenorule, ce interes aveai pentru ca să-i și accepți, să-i și bagi? I-a cumpărat Mititelu pe X, Y, Z, ca să nu mai dau nume. Perfect, dar eu, antrenorul, nu eram obligat să-i bag. Nu? Pentru că dacă eu îi băgam lucruri care s-au și întâmplat, Mititelu îmi zicea, păi sunt proști. Ori eu nu puteam să-i zic, tu i-ai cumpărat. Și treaba lui ce face, el poate să-și cumpere avion și să-și țină în curte. Că n-are de unde să decoleze în curte. Dar eu trebuia să-i bag pe ei în teren, care mă ajutau, pentru că ei, în fapt, mă țineau pe mine la această echipă. Ei și rezultatele pe care le produceau. Așa că, de asta spun, cu toții sunt vinovați. Ce îmi pare rău, și sincer, îmi pare rău pentru Adrian Mititelu că a ajuns în situația asta, îmi pare rău și de Craiova, clar, dar vina le aparține și îmi pare rău pentru Mititelu că n-a știut să înconjoare de oameni care doresc și vreau binele Universității Craiova. Am mai spus-o și cu alte ocazii. Știu pe unul din club care mănâncă la prânz la restaurant și mănâncă somon. Ăla de unde o avea bani? Iar jucătorii, unii din ei, zic că n-ar fi plătit cu lunile.
Da, e un lucru trist, să sperăm însă că Universitatea va reveni pe prima scenă a fotbalului românesc. Ce amintiri vă leagă de Câmpul Lung? După cum știți, noi avem o mare stimă pentru un anumit oltean, domnul Ion Oblemenco, cel care a fost antrenor la Câmpul Lung și a adus faima și zonei noastre atunci când a activat ca antrenor. Ce vă leagă de Câmpul Lung? Ați apucat să jucați și la Câmpul Lung? În meciuri demonstrative. Am jucat. Și cu Craiova și cu Dinamo și cu echipa națională. Ce mă leagă? Mă leagă prietenia cu Costică. Costică fiind un fan în răi, să zic, al lui Gicu Dobrin, ca și mine de altfel. Eu cu Gicu am fost foarte bun prieten. Costică la fel, foarte mult mai prieten decât eram eu cu Gicu. Și atunci, asta mă leagă. Prietenia cu Costică. Mai înainte vorbeam de Gicu, Dumnezeu să-l ierte, pentru că noi știm unde e, dar refuzăm să credem. E undeva sus și ne urmărește. Rămâne în inimile tuturor microbiștilor, Gicu Dobrin fiind cel mai mare fotbalist pe care l-a dat România. E greu, pentru că ai spus că Gicu Dobrin, nu aș putea să zic da, dar vreau să spun că realitatea, în fapt, e alta. Dacă tu poți să-mi răspunzi la o întrebare, poți să-mi nominalizezi pe cel mai bun actor al teatrului și filmului românesc? Nu, că sunt perioade diferite, ca și la fotbaliști. Și atunci? E clar, așa este. Se aseamănă fotbaliștii cu actorii, să spunem, dau totul pentru spectatori. Trebuie să spun o chestie, mai alaltieri, marți, mergeam pe stradă și vine un tip, nu era copil, cred că la 30-30 ceva de ani, și zice, domnul Dobrin, îmi dai și mie un autograf? Da, nu știu dacă e amuzant sau trist, din punctul ăsta de vedere. Pe final vreau să vă mai întreb dacă o să mai avem ocazia să vă vedem ca și antrenor, poate în Țările Arabe, poate în România, aveți un plan de viitor? Da, planurile ți le faci în funcție de oferte, da. Deocamdată suntem în discuții cu cineva. Să vedem. În ceea ce privește România, mai greu, pentru că se pare, și n-aș vrea să fiu rotăcios, este un circuit un pic închis. Acum, sincer, nu știu ce cer patronii de cluburi antrenorilor. Cum ar trebui să fie, cum ar trebui să arate, cum ar trebui să manifeste respectivii antrenori. Cert e că nu mi s-a făcut nicio ofertă din România și